Da, și avem și o imagine de ultimă oră cu Vladimir Putin, care nu a apărut în public după ședința Consiliului de Securitate, după zilele în care a acuzat atacuri teroriste pe teritoriul Federației Ruse. Ei bine, Vladimir Putin s-a pozat cu fiul liderului separatist cecen, Ramzan Kadyrov. Este o nuntă controversată în Cecenia, potrivit Nexta, băiatul liderului cecen, care este minor, are 17 ani, s-a căsătorit, iar Putin s-ar fi întâlnit cu el cu acest prilej al căsătoriei. Nu sunt informații că ar fi participat la nuntă. Cert este că autoritățile cecene au anunțat că toți ceilalți proaspăt căsătoriți care au făcut nuntă în aceeași zi cu fiul lui Kadyrov au primit 100.000 de ruble și li se va plăti și petrecerea de nuntă. Pe de altă parte, această fotografie cu Vladimir Putin și fiul lui Kadyrov intervine în timp ce liderul cecen amenință că va invada Germania de Est, așa spune el. Scholz ar trebui să primească un pumn în față, trebuie să ne întoarcem, este teritoriul nostru, așa a declarat Kadyrov, făcând aluzie la ocupația sovietică de după cel de-al doilea război mondial și la crearea ulterioară a Germaniei de Est sub orbita comunistă. Livrările de tancuri de luptă germane către Ucraina, anunțată și aprobată de guvernul de la Berlin, a fost aspru criticată la Moscova. Chiar și Putin a criticat această decizie a Germaniei de a aproba trimiterea de tancuri de fabricație germană Ucrainei. Este pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial când tancurile germane vor trage asupra soldaților ruși, a avertizat Putin.